în mod principal în această seară. Vreau să venim înaintea Domnului cu laudele noastre. Și în pas cu psalmul vreau să fiu cât se poate de eficient și de scurt în expunerea mea. Doar să vă dau câteva indicii, să fie un scurt ghid din acest psalm despre învățătura și mesajul care psalmistul și Dumnezeu vrea să ne transmită prin acest psalm despre a lăuda pe Dumnezeu. Lăudați-L pe Domnul toate neamurile. Dați-i laudă toate popoarele, căci măreață este îndurarea față de noi și credincioșia Domnului este veșnică. Lăudați-L pe Domnul. Imperativul psalmului, imperativul principal este acesta. Lăudați-L pe Domnul. Și aceasta ne duce gândul la o serie de întrebări care aș vrea să ne le punem în această seară ca să înțelegem mai bine ce înseamnă aceasta și cum am putea ca să împlinim această poruncă. Prima întrebare la care trebuie să ne răspundem, și evident nu este un răspuns exhaustiv, este doar un început de răspuns ca să putem să începem să medităm, este întrebarea ce este lauda. Dacă vrem să lăudăm pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem ce înseamnă lauda. Altfel, ne aflăm în pericol de a crede că împlinim această poruncă când noi, de fapt, nu știm ce înseamnă a lăuda și mai ales a lăuda pe Dumnezeu. Lauda are multiple elemente, dar sunt câteva elemente absolut esențiale încât noi să putem să lăudăm și să lăudăm pe Dumnezeu. Lauda, în primul rând, trebuie ca să fie o recunoaștere sau o percepere a calităților celor care le lăudăm. Nu poți lăuda pe cineva dacă nu recunoști sau nu percepi anumite calități. Da? Nu poți să faci un compliment soției tale dacă nu recunoști sau nu percepi o anumită calitate în ea care vrei să o complimentezi, vrei ca să-i aduci o laudă. Nu puteți să lăudați nimic și pe nimeni fără a percepe anumite lucruri care sunt demne de laudă. Primul pas pentru a lăuda pe Dumnezeu este de a-L cunoaște și de a recunoaște atributele Lui. De a vedea că El este demn de laudă. De a vedea că El este drept. De a vedea că El este măreț, că El este Creatorul. De a vedea că El este infinit. Dacă nu percepi persoana Lui Dumnezeu, calitățile Lui Dumnezeu, caracterul Lui Dumnezeu, dacă nu le cunoști și nu sunt percepute, nu doar de mintea ta și de inima ta, va fi imposibil ca să-L lauzi pe Dumnezeu. La fel cum dacă nu vezi lucruri bune despre cineva, dacă nu cunoști lucruri bune despre cineva, nu poți lăuda acea persoană. Deci aș lăuda eu pe cineva despre care nu cunosc absolut nimic? Deci aș lăuda eu pe cineva pe care nici măcar nu-l cunosc? Este nevoie ca să cunosc și să recunosc. Mai mult decât atât, este nevoie ca acele atribute care sunt percepute de mine, nu doar ca să fie recunoscute ca și fiind existente, dar să fie agreate. Eu trebuie să mă uit la un Dumnezeu drept, trebuie să văd că este drept, trebuie să recunosc că este drept și trebuie să-mi placă că este drept. Altfel, de ce l-aș lăuda? De ce l-aș complimenta? Da? Dacă, de exemplu, vreau să-mi complimentez soția pentru că este o gospodină bună, trebuie să-mi placă mâncarea care o face. Da? Trebuie să-mi placă faptul că îmi gătește. Nu complimentez doar pentru că gătește, dar mie nu-mi place că gătește. Aș prefera să nu gătească, să pot mânca la restaurant sau ceva de genul, nu? Ci îmi place acel lucru care vreau ca să-l laud. Nu doar recunoașterea lucrului sau atributului, ci faptul că mie îmi place, este de dorit pentru mine. Îmi provoacă o plăcere mie, da? De asemenea cu Dumnezeu. Nu este suficient doar ca să cunoști despre Dumnezeu sau doar să recunoști adevărurile Scripturii despre Dumnezeu, este nevoie ca ele să producă în inima ta un sentiment. Este nevoie ca ție să-ți placă, să-L iubești pe Dumnezeu, să iubești acele lucruri despre Dumnezeu. Altfel, nu vei avea ce lăuda. Nu vei lăuda lucruri doar pentru că cunoști. Sunt foarte multe lucruri care le cunoaște. Sunt foarte multe lucruri care le învățăm în fiecare zi. Nu ne apucăm să lăudăm acele lucruri pur și simplu pentru că am aflat o informație, nu? Dacă eu mă trezesc mâine și deschid ziarul
și acumulez informații noi, nu încep ca să laud acele informații. Da? Aflu, de exemplu, nu știu, cursul valutar. Nu laud pe nimeni și pe nimic că am aflat o informație despre cursul valutar. Da? Înțelegeți? Informația, cunoașterea în sine sau perceperea unor informații nu ne ajută la nimică când vine vorba de lauda cuiva, a ceva sau a lui Dumnezeu. Trebuie să vedem, să percepem, să cunoaștem, dar trebuie ca aceasta să producă un impact sentimental. Trebuie să ne placă, trebuie ca să producă un sentiment de dragoste. De multe ori nu lăudăm pe Dumnezeu pentru că pur și simplu nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu știm despre El. Nu știm care este caracterul Lui. Nu știm care este voia Lui. Nu știm care este inima Lui. Dar de multe ori nu-L lăudăm pe Dumnezeu că deși cunoaștem aceste lucruri, deși ni se arată și ni se pictează în fața ochilor noștri aceste lucruri, de repetate ori, la biserică, în cărțile care le citim, când citim Sfânta Scriptură, adevărul este că nu ne plac aceste lucruri. Vedem că Dumnezeu este drept, dar acel adevăr nu provoacă în noi un sentiment plăcut. Pentru că inima noastră nu este cum ar trebui ca să fie. Avem nevoie ca să recunoaștem acele lucruri despre Dumnezeu care ar trebui să ne provoace un sentiment plăcut, care ar trebui ca să provoace laudă în noi și să realizăm că s-ar putea ca inima noastră să nu fie corespunzătoare, ca inima noastră să fie în nevoie de o transformare, de o schimbare, de o curățire din partea lui Dumnezeu. Să mustrăm inima noastră și sentimentele noastre. De ce nu ne place de Dumnezeul drept și sfânt? De ce nu provoacă în noi un sentiment de laudă? Nu pentru că El nu este demn de laudă, nu pentru că El nu este măreț, nu pentru că El nu este sfânt, ci pentru că inima noastră nu este corespunzătoare cu caracterul lui Dumnezeu. Primul pas pentru a lăuda este ca să recunoști, să percepi. Să percepi cu mintea, dar să percepi și cu inima acele aspecte, acele atribute despre Dumnezeu care sunt demne de laudă și toate sunt demne de laudă și ele să te impacteze la nivel sentimental. Prin mintea ta le percepi cu mintea ta și ele impactează sentimentele tale. Da? Al doilea rând, lauda nu este doar o recunoaștere internă. Asta ar fi doar recunoaștere, da? Sau percepere. Lauda necesită o afirmare și la nivel sentimental și intelectual, cum ziceam, să zici că este bine că Dumnezeu este drept, să crezi lucrul acesta, să crezi că Dumnezeu, că este bine că Dumnezeu este dragoste, că este bine că Dumnezeu este suveran. Acest lucru să fie agreat de tine, dar mai mult decât atât trebuie afirmat de tine. Acel lucru perceput, tu trebuie să-l afirmi, să-l exclami, să spui acel lucru. Asta este o laudă. Asta este un compliment, da? Să luăm în relațiile noastre. Dacă soția ta ți-ar spune, știi, dragă, tu niciodată nu mă lauzi, niciodată nu faci un compliment. Și tu i-ai spune, dragă, dar eu anul acesta de multe ori am avut gânduri pozitive despre tine. Ar zice, ok, dar gândurile tale pozitive nu s-o laudă, da? Nu sunt compliment, n-ai făcut nimic să mă lauzi. N-ai acționat asupra acelui sentiment. Faptul că tu înăuntru tău ai avut niște gânduri pozitive, este și aia ceva decât să ai gânduri negative, da? Dar nu este laudă. Lauda necesită o afirmare sau o exclamare. Ceea ce am perceput, am internalizat, ceea ce ne-a afectat pe noi sentimental, acum trebuie să iasă din noi. Și iese din noi verbal, iese din noi prin ceea ce facem. Lauda este o activitate prin care ceea ce a intrat în inimile noastre, acum ieșe din inima noastră. Deci este nevoie de recunoaștere sau de percepere și este nevoie de o afirmare sau de o exclamare, de o proclamare a acestei laude. Și în al treilea rând, este nevoie de o trăire în concordanță cu această laudă, cu această afirmare, cu această recunoaștere. Dacă recunoști lucruri despre Dumnezeu, dacă afirm lucruri despre Dumnezeu, ele devin nule dacă trăiești total în neconcordanță cu acele realități. Da? Dacă eu văd despre Dumnezeu, cunosc despre Dumnezeu că El este drept, dacă eu ridic glasul și spun lăudat să fie Domnul pentru că El este drept,
și după aia trăiesc în nedreptate, sunt un ipocrit. Și lauda mea nu are nicio valoare. Același lucru în relațiile noastre. Cuvintele noastre, dacă sunt doar cuvinte goale, cel de lângă noi va spune, bine, bine, m-ai lăudat și mi-ai spus aceste lucruri, dar nu mă tratez așa. Nu te relaționezi cu mine așa. Degeaba îmi spui că mă iubești. Degeaba îmi spui că ești cea mai frumoasă. Degeaba îmi spui că ești minunată dacă mă tratezi așa de rău. Da? Și de multe ori trebuie să recunoaștem, mai ales noi bărbații, spunem una cu gura și facem alta cu fapta, nu? Și după aia trebuie să ne cerem iertare. Și soțiile noastre de multe ori ne atenționează când le spunem, dragă, te iubesc, ești minunată. Ce zic el de multe ori? Arată-mi. Nu mă spune-mi, arată-mi, da? Arată-mi cu faptele tale. Același lucru este adevărat când vine vorba despre lauda noastră la adresa lui Dumnezeu. Lauda noastră nu poate fi doar în mintea noastră, lauda noastră nu poate fi doar în inima noastră, lauda noastră nu poate fi doar pe buzele noastre. Ca lauda noastră să fie completă, ea trebuie să transforme mintea, gândirea noastră, simțirea noastră, vorbirea noastră și înfăptuirea noastră. Dacă percepem că Dumnezeu este drept, trebuie să iubim dreptatea lui Dumnezeu și trebuie să împlinim dreptatea lui Dumnezeu. Dacă percepem că Dumnezeu este dragoste, trebuie ca să îl iubim pentru aceasta și trebuie ca noi să iubim pentru că El este dragoste. Dacă percepem că Dumnezeu este plin de îndurare, acest lucru trebuie să provoace un sentiment de recunoaștere în noi. Dar trebuie ca să fie provocare la a fi plin de îndurare, de a avea îndurare față de alții. Lauda noastră nu este completă la adresa lui Dumnezeu decât dacă recunoaștem atributele Lui, decât dacă afirmăm și exclamăm atributele Lui și decât dacă trăim viața noastră în concordanță cu atributele Lui. De fapt, lauda noastră asta este. Este recunoașterea, afirmarea și trăirea în concordanță cu slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu manifestat. Și când noi vedem slava lui Dumnezeu, când noi percepem slava lui Dumnezeu, când noi cunoaștem atributele lui Dumnezeu și când noi iubim pe acest Dumnezeu, atunci îl vom lăuda de pe buzele noastre și îl vom lăuda prin viețile noastre și vom căuta ca tot ceea ce facem să-L onoreze și să-L laude pe Dumnezeu. Ce trebuie făcut cu această laudă, cu această recunoaștere, cu această afirmare și cu această trăire? Psalmistul ne spune că această laudă trebuie dată lui Dumnezeu. Ea trebuie dată lui Dumnezeu. Trebuie ca în mod activ să căutăm să dăm această laudă, să îndreptăm lauda noastră înspre Dumnezeu. Tot ceea ce facem trebuie să se îndrepte, să fie o laudă spre Dumnezeu. Tot ceea ce simțim trebuie ca să fie în aspre lăuda pe Dumnezeu. Tot ceea ce spunem, lauda, toată lauda trebuie dată lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl facem atunci când vedem pe Dumnezeu. Vedem slava lui Dumnezeu în toate lucrurile. Vedem slava lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. Vedem bunătatea Lui în toate aspectele vieții noastre. Când Dumnezeu este prezent în toate sferele vieții noastre, când recunoaștem mâna lui Dumnezeu, amprenta lui Dumnezeu în absolut tot, când vedem pe Dumnezeu în lucrurile mici din viața noastră, când vedem pe Dumnezeu în lucrurile mari din natură, când vedem pe Dumnezeu prin cuvântul Său, prin părtășia frățească, prin absolut tot, asta ne va conduce ca să-I dăm lauda Lui în mod activ. Când ne jucăm cu copiii noștri și vedem cât de plini de viață sunt. Este minunat, nu-i așa? Știți ce este mai minunat? Să realizezi că Dumnezeu este Cel care este dător de viață. Și să lauzi pe Dumnezeu că a dat viață copilului tău. Este o altă bucurie. Este un alt nivel de a lăuda și de a te bucura. Toți oamenii se joacă cu copiilor. Toți oamenii sunt bucuroși pentru că copiilor au viață. Dar nu toți oamenii dau lauda care este necesară și care o datorează lui Dumnezeu pentru faptul că El este dătător de viață. Pentru faptul că El ne ține în viață. Pentru faptul că El ne ține copiii și familia în viață. Lauda care există în viața oricărui om, noi în mod natural
lăudăm și complimentăm și ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru, lauda aceasta se cuvine lui Dumnezeu și ea trebuie dată lui Dumnezeu. Și noi în mod activ trebuie să căutăm ca această recunoaștere a lui Dumnezeu, această afirmare și această trăire, întotdeauna să dea toată lauda lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem, tot ceea ce zicem și tot ceea ce gândim trebuie să caute să direcționeze lauda noastră la adresa lui Dumnezeu. Al treilea rând, cine trebuie să laude pe Dumnezeu? Psalmistul ne spune că toate neamurile și toate popoarele sunt datoare ca să laude pe Dumnezeu. Poporul Israel n-a înțeles acest aspect. N-a înțeles că dorința lui Dumnezeu este ca toate neamurile și toate popoarele să alcătuiască un singur trup, să alcătuiască un singur popor răscumpărat și în final, într-un glas de unison, toți să dea laudă la adresa lui Dumnezeu. Acest text este folosit, de exemplu, în Roman de Apostolul Pavel pentru a dovedi exact acest lucru. Exact realitatea că Dumnezeu din totdeauna și-a dorit un popor alcătuit din toate neamurile și din toate popoarele care să-i slăvească numele și să-i servească de lauda gloriei sale. Toți oamenii, fără excepție, sunt chemați și sunt datori ca să laude numele lui Dumnezeu. Și noi mai ales, cei care îl cunoaștem, avem această datorie. Avem datoria ca să trăim în acest fel și avem datoria ca să invităm pe alții ca să laude numele lui Dumnezeu. Ăsta era scopul poporului Israel. Poporul Israel, care era poporul ales, care este poporul ales al lui Dumnezeu, avea menirea ca să deservească ca și o invitație pentru celelalte popoare. Să fie o lumină în această lume întunecată care să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și în felul acesta să fluture steagul laudei lui Dumnezeu și să invite întreaga lume să laude pe Dumnezeu. Asta este mandatul nostru ca și biserică. Mandatul nostru este să invităm lumea aceasta să laude pe Dumnezeul Creatorul nostru. Să-L cunoască, să-L afirme și să trăiască în conformitate cu cuvântul Lui. De ce? A patra întrebare. De ce ar trebui ca să lăudăm pe Dumnezeu? Psalmistul ne dă răspunsul în versetul 2 și cuvântul cheie care ne spune că ne va explica aceste motivații este cuvântul căci, care noi știm că înseamnă de aceea. Psalmistul vrea ca să pună un postament la acest imperativ. Ni se spune că toate popoarele, toate neamurile, fără excepție, trebuie să laude pe Dumnezeu și acum vine și pune un postament. Care sunt motivațiile pentru care toți ar trebui să laude pe Dumnezeu? Căci măreață îi este îndurarea față de noi și credincioșia Domnului este veșnică. Două mari motivații. Îndurarea lui Dumnezeu și credincioșia lui Dumnezeu. În primul rând, vedem că îndurarea lui Dumnezeu este o motivație pentru noi și pentru toți ca să laude pe Dumnezeu. Ce este îndurarea? Îndurarea este bunătatea lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu. Primul lucru care este subliniat pentru noi este faptul că noi avem nevoie de această îndurare. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu nu este dator față de noi cu bunătatea Lui. Dumnezeu nu trebuie să ne dea ceva, nu trebuie ca să ne dea aceste bunătăți, ci noi suntem într-o stare unde avem nevoie de milă și de îndurare din partea lui Dumnezeu. Am ajuns în această stare, cum bine știm, din cauza că după ce rasa umană a fost creată de Dumnezeu, noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Am călcat în picioare pe Creatorul nostru care ne-a creat. Am scuipat pe Dumnezeu în față. Părinții noștri, Adam și Eva, și-au întors spatele de la Dumnezeu. Și au spus, n-avem nevoie de tine. N-avem nevoie de părtășia cu tine. N-avem nevoie de regulile tale. Vrem ca noi să fim proprii noștri Dumnezei. Asta a fost propunerea satanei. Și în felul acesta ne-am depărtat de Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu s-a rupt. Și din acel moment,
tot ceea ce am meritat din partea lui Dumnezeu a fost dreapta lui judecată. Și tot ceea ce primim, care nu este dreapta judecată pentru păcatul nostru, este milă și îndurare. Faptul că plouă peste cei buni și peste cei răi este datorită îndurării lui Dumnezeu. Faptul că încă mai respirăm este datorită îndurării lui Dumnezeu. Oamenii în ziua de astăzi își pun problema suferinței ca și fiind una care cumva ar descalifica existența lui Dumnezeu. Dar întrebarea este nu dacă există atâta suferință, cum poate exista Dumnezeu. Întrebarea este de ce nu există doar suferință. De ce niște oameni care nu merită altceva decât pedeapsa pentru nedreptatea lor beneficiază totul zi după zi, beneficiază totuși de viață, de bucurii. Dumnezeu este așa de bun cu noi și așa de bun cu întreaga lume. Că deși în fiecare clipă, ceea ce această lume ar merita ar fi revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste ea și dreapta lui judecată, El încă are răbdare și încă mai așteaptă. Și această îndurare, știm noi, este datorită jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Este datorită planului lui Dumnezeu de a răscumpăra din toate timpurile și din toate popoarele un popor ales, o mireasă, care să reprezinte lauda gloriei slavei Lui. Noi avem nevoie de această îndurare. Noi avem nevoie de această îndurare, care este un har nemeritat. Noi am meritat pedeapsa lui Dumnezeu și am meritat mânia lui Dumnezeu și totuși primim această îndurare. Și această îndurare, psalmistul o descrie pentru noi ca și fiind mare sau măreață. Ceea ce ne indică două aspecte. Ne indică un aspect calitativ și un aspect cantitativ. Măreția îndurării constă în faptul că Dumnezeu este dispus ca să treacă cu vederea pentru o perioadă păcătoșenia noastră și în loc să ne distrugă, să ne cheme la pocăință. Lucrul acesta este măreț. Faptul că Dumnezeu are atâta îndurare, așa de mare îndurare. Și al doilea rând, cantitativ, îndurarea lui Dumnezeu de atâtea mii de ani față de o rasă umană care în continuare este în răzvrătire împotriva lui, nu s-a sfârșit. Și zi după zi, îndurarea lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră. Este mare pentru că este necrezut că un Dumnezeu sfânt și drept ar avea răbdarea cu noi și îndurarea față de noi să nu ne nimicească instant. Și este mare că încă de atâta timp Dumnezeu așteaptă și în marea Lui îndurare El are răbdare cu noi. În al treilea rând, avem nu doar motivul că Dumnezeu are îndurare, nu doar că îndurarea aceasta este mare, ci avem motivul că îndurarea aceasta este față de noi. Că noi suntem cuprinși în această îndurare. Că El s-a îndurat de sufletele noastre. Și lucrul acesta este o motivație personală și fenomenală pentru a lăuda pe Dumnezeu. Este un lucru să vezi că Dumnezeu este bun. Și să vezi că El este bun cu alți oameni. Este total altceva să-L vezi ca Dumnezeu ca fiind bun. Și să vezi cum Dumnezeu este bun cu tine. Este un lucru minunat să înțelegi că Dumnezeu este dragoste. Este un lucru total mai minunat să înțelegi că Dumnezeu te iubește pe tine și că Dumnezeu a revărsat dragostea Lui asupra ta. Lucrul acesta este un motiv fantastic de laudă. Și noi, cei care suntem beneficiarii îndurării lui Dumnezeu, trebuie ca să slujim ca o mărturie a îndurării lui Dumnezeu. Prin laudele care le aducem la adresa lui Dumnezeu și prin îndurarea de care am beneficiat, noi trebuie să mărturisim în mod constant. Dumnezeu este plin de îndurare. Dumnezeu nu doar că este plin de îndurare, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine. Eu sunt dovada îndurării lui Dumnezeu. Eu sunt dovada răbdării lui Dumnezeu. Eu sunt dovada bunătății lui Dumnezeu. Este una să spui unui om că lumea aceasta merită mânia lui Dumnezeu. Este alta să-i spui că eu o merit. Eu merit să fiu trimis în iad. Eu merit să fiu strivit de Dumnezeu. Și faptul că nu sunt, ba din contra, sunt iertat în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, este o dovadă
Înaintea ta stă o dovadă a bunătății lui Dumnezeu. Un om care ar trebui să fie astăzi în iad. Dar în baza jertfei Domnului Iisus Hristos stă iertat. Și merge spre cer cu siguranța mântuirii. Noi suntem o mărturie a îndurării lui Dumnezeu. Ba mai mult, suntem o invitație pentru toți cei ce văd această îndurare. Veniți și beneficiați de îndurarea lui Dumnezeu. Voi toate popoarele, voi toate neamurile, voi toți din Zalău, veniți și beneficiați de harul nemeritat al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este bun și îndelung răbdător și încă mai este har și încă mai cheamă oameni. Lauda noastră la adresa lui Dumnezeu are atâtea implicații. Pe de o parte, este datoria noastră ca să aducem slavă și glorie și laudă la adresa Lui. Pe de altă parte, este bucuria noastră. Cu cât vedem mai mult din slava lui Dumnezeu și cu cât îl lăudăm mai mult, cu cât ne bucurăm mai mult de slava și de persoana lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Este o invitație ca și alții, ca toate popoarele și toate neamurile să beneficieze de îndurarea și de bunătatea și de slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea motiv este credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu ne invită ca să îl lăudăm. Nu doar că El se îndură de noi, dar credincioșia Lui este veșnică. Două aspecte sublinează psalmistul pentru noi. În primul rând, sublinează faptul că Dumnezeu este credincios. Sublinează faptul că Dumnezeu ceea ce spune face. Sublinează faptul că dacă El ne-a promis îndurarea Lui, El ne dă îndurarea Lui. Și sublinează faptul că Dumnezeu este credincios precum nimeni altcineva nu poate fi credincios. Veșnic. Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu nu se sucește și îndurarea Lui și credincioșia Lui ține în veac. Ce veste bună pentru tine și pentru mine. Dragostea lui Dumnezeu, care s-a revărsat asupra mea și asupra ta, nu se va schimba și nu se va termina. Că promisiunile Lui, așa cum am auzit dimineață, față de noi, sunt da și amin pentru totdeauna. Și că El ne promite acest lucru și garantează cu persoana Lui. La fel de sigur, cum Dumnezeu este veșnic, este sigur că promisiunile Lui sunt adevărate față de noi. Ce motivație de laudă extraordinară! Să știi că această îndurare care s-a revărsat asupra ta este veșnică. Și aceste promisiuni care le-ai primit prin credință țin în veșnicie și sunt garantate de însăși Dumnezeu. Îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu sunt motivații pentru noi ca să lăudăm pe Dumnezeu și să invităm pe alții să laude pe Dumnezeu împreună cu noi. Într-un fel, când vorbește psalmistul despre măreața lui îndurare față de noi, este exclusivist. Față de noi este îndurarea. Dar în același timp, oricine vede această îndurare și oricine vede pe acest Dumnezeu milostiv și oricine se închină înainte acestui Dumnezeu milostiv, poate îngenunca și să spună îndurarea lui Dumnezeu este mare față de noi. Chemarea astăzi pentru oricine este să vadă și să guste și să beneficieze de această îndurare a lui Dumnezeu. Concluzia psalmistului este exact ca și începutul. Este un fel de prăjitură de laudă, da? Cu două blaturi care ambele sunt imperative la laudă. Și concluzia este aceasta. Lăudați-L pe Domnul. Lăudați-L pe Domnul. Psalmistul ne invită să lăudăm pe Dumnezeu, să vedem slava lui Dumnezeu, să afirmăm, să exclamăm măreția lui Dumnezeu și să trăim în conformitate cu caracterul lui Dumnezeu. Lauda noastră nu să fie doar la nivelul minții noastre, nu să fie nici măcar doar la nivelul inimii noastre, ci la nivelul vieții noastre, să trăim o viață care dă toată lauda numelui lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, trebuie ca să experimentez îndurarea lui Dumnezeu. Trebuie ca harul lui Dumnezeu
să te pună într-o relație corectă cu Dumnezeu. Și trebuie ca să te încrezi în credincioșia lui Dumnezeu. Să crezi că datorită harului și milei lui Dumnezeu față de tine și în baza promisiunii lui și doar în baza promisiunii lui ești iertat de păcatele tale și beneficiezi de dragostea lui și de slava lui și de bucuria care vine în prezența lui pentru veșnicie. Și dacă ai beneficiat și dacă te ancorezi în aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, vei avea toate motivele ca să lauzi pe Dumnezeu și să trăiești o viață care laudă slava lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții tale. Amin.